O decizie de moment luată într-un context nepotrivit a dus la nimicirea unei familii. S-a întâmplat pe drumul național 1, unde trei pietoni, mama, tata și fiica lor în vârstă de 11 ani, au fost pulverați de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Conform Observator News, familia oprise mașina pe marginea drumului, iar cei trei au traversat pe partea opusă a străzii pentru a cumpăra pâine. Copila și tatăl ei au murit în urma accidentului. Femeia primește îngrijiri medicale la spital. Impactul a avut loc pe DN1, în apropierea localității Movila Vulpi. Tatăl copilei a oprit în dreptul unui magazin aflat peste drum și a luat soția și fetița de 11 ani și au traversat toți trei prin loc nepermis să cumpere pâine. Se lăsase deja întunericul, iar șoferul de 20 de ani care i-a lovit în plin spune că nu-și mai amintește nimic. Mi-a ieșit în față, am pus mâna la față, atâta tot, nu mai știu nimic. Au sărit airbag-urile. Mi-am revenit după 3 secunde, am încercat să sar repede jos din mașină. Când a privit pe șosea, șoferul a realizat tragedia. Bărbatul de 44 de ani a murit pe loc. Fetița de 11 ani era în stop cardiorespirator, iar mama ei în stare gravă. Mama, care este în traumatism craniocerebral, toraco abdominal și fractură de șold, e plecată la spital, a declarat Ioan Pop, medic smurt. Mama e singura supraviețuitoare. Femeia este singura care a scăpat cu viață. Fetița a fost resuscitată, dar a murit la spital, relatează Observator News.